Bună ziua, domnilor și domnilor, la podcastul seniorilor și mulțumiri invitatului de astăzi din lumea sportului, Dan Florin Tomiță, Tutu pentru noi, știm toți. Face și mie plăcere. Așa este felul de a ne întâlni. Suntem în săptămâna sportului și venim împreună pentru o pledoarie. Cu cât vom aduce bazele sportive mai aproape de cartierele locuite, dens locuite, cu atât mai bine va fi pentru sănătatea celor din jur. Nu este, eu știu, acele sloganuri care până în 89 funcționau, cu sportul pentru toți, dacă le dăm deoparte încărcătura asta politică, vedem că de fapt lucrurile arătau bine. Tutule, cum arăta? Tu fiind vecin aici cu mine, cu Alin Cazaciuc, numai cine? Cu frații Dinescu care au jucat, frații Constantinescu, Fărică și Mircea Dinescu, care era chiar în spatele stadionului municipal, aici unde suntem noi acum. Cum era copilăria noastră și cum arăta stadionul pe acele vremuri? Da. Deci, pledoarea, repet, nu este doar pentru niște vremuri afunse, nostalgice, nu mai suntem de mult tineri, dar care spun ceva. Stadionul era de fapt un complex sportiv care avea teren de fotbal, avea zgură de handbal, teren aici de handbal, exact pe locul unde suntem, handbal, unde am jucat și eu handbal, avea un teren de volei, avea o popicărie, în spate, era un teren de antrenament. Un teren de antrenament pentru atletism, groapă pentru lungime, pentru înălțime, spațiu, triplu sau pista de alergări cu un adochiței. Un gard de un metru și ceva era de sticlă, cu sârmă, cum erau așa, de un metru și ceva era tot stadionul. Atât era, dejmuia stadionul aici. Dar era extrem de populat. Da. Extrem de populat, mai toate întreprinderile aveau echipe de la constructorul textil la meșteșugarii. Am avut și niște animatori teribili, dar hai spune cum era în stadion pe vremea copilăriei noastre, pe sub un gard, cu scândură pusă în picioare, 2 metri și ceva, mereu cu smoală. Fie treceam pe dedesubtul gardul, fie pe deasupra, dar făceam mișcare. Cine poate crede că în spatele porții de aici mâncam noi cartofi? Corect, așa era. Era foarte frumos. Prăjiți, era și Alin Cazaciuc aici, inițiatorul tuturor năzbâtiilor ăstora. Deci, cum era? Cine aducea pe noi pe în zona asta? Școala 7 după aceea. Deci, era școala 7, era aproape. Unii au învățat la școala 7, 1, 8, unii s-au plecat la alte școli, bineînțeles, mai așa. Dar totuși, la școala 7 erau foarte mulți greci care făceau sport. În 58 care au venit. Da, și făceam de multe ori meciuri de fotbal, de handbal, grecii cu români. Așa era atunci. Eram prieteni toți, veneam aici la stadion, jucam în spate acolo. Era un teren micuț, foarte frumos era acolo. Și jucam Todiraș, familia Todiraș, erau cu Oster și cu Paul. Erau și jucam fotbal, dădeam mingea peste gardul ăla de 2 metri și ceva de scândură. Îi ferim printre straturile vecine. Da, nu-ți mai dădeam mingea înapoi. Inclusiv taică-miu când jucam. La chinez nu mai spun, în partea asta era bunicul lor care bunicul lor care tot așa de o asprime teribilă. Nu permitea nimic. Și rest era foarte, da, foarte... Era o stare de spirit. Eu pentru asta aș veni înapoi. Adică sălile astea de jocuri, de păcănele, de fel de cel, violența din școli, drogurile, violența de ansambluri, s-ar mai dilua, ca să nu spun radical pe deplin, dacă lumea ar face mai mult sport, nu numai decât, și aici e o altă tema discuției noastre, nu făceam sport sau și echipa de fotbal când a fost pentru bani numai decât, pe cât pentru sănătate, pur și simplu, era ceva care decurgea de la sine înțeles. Și iarăși o spun pentru cei care ne urmăresc, nu era vorba de un dat al regimului politic. În toate țările civilizate cu adevărat acum, cine merge, vede cu câtă grijă sunt copiii duși la bazele sportive, unde sunt șiruri de câte 7, 8, 10 terenuri de fotbal, de mai mici dimensiuni pentru cei foarte mici, că te descurajează să alergi 90 de metri,
Așa. Pentru sport nu umblă nimeni aiurea pe stradă. Da. Se formează și un anumit altruism, un anumit mod de relaționare între oameni. Absolut. Noi suntem atât de încrâncenați, mușcăm toți din orice poziție, îi dau un timp pe celălalt. Deci, sau divers acum. Erau doi oameni, pe timpuri când eram eu copil. Gogu Gârlea și Adochisi cu atletism, un Gogu Gârlea cu hăr. Venea cu copiii, stătea cu o zi întreagă, el dormea aici așa. Domnul Adochisi la fel, cu atletismul și veneau copiii, îi vorbea frumos, făceau selecții, trialuri, nu știu ce. Școlile din preajmă aduceau și ele în orele de educație fizică, le așezau în orar în așa fel, încât veneau aici, inclusiv liceul Eminescu, când erau în școala 11, acum. Se întâmpla ceva, era... Și la terenul ăsta, zborul aici. E o mentalitate. Acum toți ne minunăm de medalie de aur de la Jocurile Olimpice, de nu știu ce poziție bună în campionatul european la fotbal. A intervenit socoteala asta cu banul, numai decât. Cum e? E o problemă în felul următor. Mă uit și la Popovici, la David. Are niște ruperi de ritm, cum s-ar spune. El vrea să ceară prea mult de la Ion Țiriac. Ion Țiriac îi mai dă așa puțin. Ba de la stat, ba la... Sunt de acord, are dreptate. Dar totuși sunt în București, trei bazine olimpice, două private, unul așa nemaipomenit. Dar el nu spune, el vrea cu totul altceva. Este un talent și din comun. Fără, nu e. Și muncește. Sigur că, dar la vârsta lui, la vârsta lui merită. Are și o gândire cu totul. Mentalitate. Și sportul construiește. Da. Involuntar, fără lecții deschise, fără caiet, notițe și nu știu ce. Și singurul sportiv de performanță, cu părinți intelectuali. Alt aspect. Marea majoritate, până acum, mă uit așa, când ai talent mare, ai părinți intelectuali, vrei să-l dai mai departe pe copil. Nu vrei să-l dai. Are talent în sport, în orice rap. Nu-l dai. Să înveți. Ăștia părinții mai, așa, mai muncitori, mai nu știu cum, copiii nu prea au talent. Se ia cu unul, cu altul, bătăi, țigări, alte probleme. Da. Familii dezmembrate, altă. Asta e problema la noi. Și va fi foarte greu, părerea mea. În continuare, va fi foarte greu. Și totuși, hai să ne aducem aminte. Da. Deci, vreme, candid aproape. Bulevardul. Da. Unii stăteai. Da, da. Ce era acolo seara? Erau becurile alea, jucam fotbal, alergam, făceam, ce erau acolo. Dovadă că acolo era între trei case, deci erau frații Constantinescu. Mircea și Fănică, da. Fănică cu optat la lotul de tineret al României. Da. Mircea, motoreta, extrema dreaptă, teribilă, a tuturor echipelor, indiferent de denumirea pe care au avut-o la Botoșani. Eram eu de parte, Alinca Zaciuc de partea cealaltă, peste drum era ei. Talpă, ăia, talpă. Da. Vântul care au avut și ei preocupările lor, tot așa, înspre lumea. Aceasta a mișcării în aer. Băiatul ăla, am uitat cum îl chema. Ar trebui, repet, de la părinți să începem, de la grădiniță, de la școală, de la clasele mici. Degeaba cerem. Eu mă uit așa la... Hai că fac divers acum. La școala crește acolo, fac educație fizică, copiii ăștia micuți, se-am văzut așa. Sărați, ce să faci oră de sport? Mă mai uit așa și voi. Ce poți să faci? Trebuie să vezi că copilul e mic, îi place, ce sport vrea să facă. Înainte era gimnastică, n-avea comunici, era etalon. Acum ar fi cine? Nu s-a mai menținut. A fost vremea lui Țiriac până stase în tenis. Dobrin și el pe aici, să ținem seama, aici a avut ultimul carnet de jucător de fotbal. Dobrinul, mi-aduc aminte, în tunelul aici de ieșire a jucătorilor în teren. Să ne întoarcem însă la nevoia și a oamenilor pasionați. Ai pomenit de Adochiței, ai pomenit de... Gogu Gârlea, au fost și după aceea alți antrenori, mergând până la Gheorghe Emicu, foarte pasionați, adică eu știu din generația aia, mai au plecat în alte ligi, mai înalte, să mai joace alții. N-au vrut unii din generația veche care era așa, dar nu le-au plăcut, nu știu, Șprițul și nu știu, cred că ce le-a plăcut, nu știu, au plecat, s-au lăsat. Au plecat mai devreme, înainte, deși e discutat și aici ce se întâmplă cu tânărul, până la urmă urmii, care, sigur, trece de vârful de formă și intră într-o zonă în care începe să fie nevoie. Poate că amestecăm noi acum lucrurile, dar nimeni nu mai face nimic dezinteresat.
toată lumea, eu ce am din asta? Eu ce am din mișcare? Ai sănătate! Profesorul Remus, cu, da. Mai era, nu știu, mai cine era, da? Nu mai copii, nu mai... Și vine chestiunea asta cu care discut cu o bună parte din invitații mei. Dom'le, ăsta e cursul implacabil al lucrurilor. Încolo ne ducem, chiar nu ne putem opune niciun fel. Adică niciun părinte nu-și poate opri copilul, să spunem, de la violența asta, nici prin sport, adică să-l aducă. Iarăși revin la ce am văzut prin străinătate. Da. Ei se îmbracă frumos copii, au diete de fotbal de la început, sunt amăgiți puțin, așa, cu un anumit fast al acestor lucruri. Nu știu, dar mă uitam înainte, când eram noi copii, la școala 7. Jucau, făceam pe acolo, erau conon și mai era unul, niște oameni din ăștia care om de servici, care ne lăsa, că eram niște lemne, chiar era cu lemne soba și ne lăsa să jucăm, făceam bulevard. Nu, sau unii, sau veneam aici pe stadion, era unul administrator la stadionul mic, cu călche, m-am uitat. Bazaraci, bazaraci. Da, băi, frate, nebuni, erau, ne fuzărea, mergeam, îi mai mergeam cu un leu, câte nu-ți dădeam, o, gata, ne lăsa, jucam fotbal, ne tădea și o minge. Era altfel, era, acum nu... Ce-ar trebui, totule, ce-ar trebui privind în urmă? Repet, lăsăm lucrurile să curgă, că așa vor ele, așa ne putem opune. Părerea mea. Părerea ta. Părerea. Eu încă mai, voi fi ultimul luptător, să zic așa, sau printre ultimii care cred și că și altfel lucrurile se mai pot schimba. Iată, școala a început să limiteze accesul cu telefoane mobile. A început să... nu s-ar putea tot școala să spună, domnule, educația prin sport, educația sportivă, ar fi ceva. Tot ce se face și privatul nu mai prea face acum, menține dacă așa, la o echipă mare, sponsorizează, dar tot va ceva acum. Pentru că și cu banii publici acum am înțeles că primăriile cam nu mai prea mai dau bani publici. A, păi nu se mai poate, dacă toată lumea... La Iași numai jumătate, dacă dă jumătate la Botoșani, am înțeles la fel, la... dar tot va ceva și îmi place, nu știu, ne-am citit eu, o ramură de sport care nu prea era așa, mai mult de la ramura de sport decât mi se pare corect. Pentru că, hai să vorbim cinstit, eu mi-au plăcut întotdeauna cei de la Iași, dar aici la Botoșani e o altă problemă aici, domnul Iftimii, mi-au plăcut. Domnule, dacă nu era el, acum cinstit. Sigur, sigur că da. Aveam echipă de JVP de mă refer, sigur că da. JVP sau Schweizer sau... Și înainte când am mers, au fost oameni anumite motoare. Să ne aducem aminte de un doctor Alexa, ce-a făcut când un copil el în capătul ăla de oraș, în gârle de alea, cu bază sportivă, unde copiii, unde o să copii, fotbalul feminin, avea acolo unde să se întâmple ceva. Gheorghe Vieru, de la poștă, partea cealaltă, cu... Așa, s-a dus și el la cel... David Iosif, la Meșteșugat. Da, care a făcut, era în Grivița acolo, teren de handbal, de volei, dincolo popicărie, Mihai Diaconu pentru șah, deci peste tot au fost motoare, au fost oamenii care au tras. La fotbalul nostru, hai să nu ne legăm de asta profesionist, acum să nu spunem că facem o pledoarie pentru asta, ci pledoarie fac îndesat, apăsat pentru sănătate, adică și autoritățile ar trebui să înțeleagă, domnule, vom avea mai puțin la spital, vom avea în farmacii, poate, nu chiar așa o înghesuială, dacă din vreme s-ar face sport, s-ar face mișcare, ar fi o atenție suficientă pentru alimentație, pentru toate elementele care conțin viața. Așa am luat-o pe una. Nu, facem să scoatem bani. Și se gândește, sigur, într-o manieră specială, că dacă vom avea bani, ne vom trata sănătatea, deci luăm pe după vișine, așa, cumva. Ia că o mai tratez, ia că nu o mai tratez. Pe când, simplu, la îndemână, firesc este să mergem pe această cale. Hai să ne aducem aminte, Tutu, de ceva din tinerețea, din începuturile tale fotbalistice, din fermecătorii. Da. Oameni de fotbal de atunci. Spun așa frumos, chiar îmi place, chiar când cu deosebit de plăci. În 1963 am fost
încă nu eram legitimat, că nu puteam, aveam 14 ani, am început cu fotbalul, fiind gard în gard cu Săgănul. Printre primii antrenori pe care am avut la junior, așa l-am avut pe Liviu Covalciu. Profesor. Nemaipomenit, jucând și fotbal. După aia am promovat la junior, am fost plecat la deci, la o selecție la echipa națională de juniori. Eram mulți, eram vreo 100 și ceva de toată țara. La 19 ani, 18-19 ani, m-a promovat domnul Pantale la seniori și eram și capitan de echipă. Păi au venit ei. Jucând post... Constantinescu avea 30 de ani și eu aveam 19 ani. Eram capitan și Mure. Acolo a fost o ședință cu toți și Mircea Babi m-a propus pe mine. Capitan de echipă. Și bă, ăsta cârșe, cum îi spuneam noi. Mircea, bă, din nou, mai pomeni. Și după aia a venit Eftimi ăsta de la care juca pe la Craiova Dinamo, jucător mare de tot, antrenor și jucător la noi. S-a încercat încet, încet promovare în divizia B, dar nu s-a putut. Era foarte complicat. În timp, a luat ființă Clubul Sportiv Botoșani, asta de acum eram după ce am făcut armata, am plecat și la o selecție de la tineret. Pe mine și pe Bizbac a venit Bacău să ne ia, nevastă mea nu a spus că nu rămân aici, Bizbacul a plecat la Bacău. A venit Rădulescu după mine. În fine, am regretat după aia mult asta. O luat în 73, parcă, ființă Clubul Sportiv. Ce și am fost ca jucător și eram și căpeam de echipă, membru fondator, că trebuia să fie și un jucător, membru fondator. Paraz, Ghir, Mitianschi, Cori Boaba, au luat fiind. Foarte frumos a fost atunci, mi-aduc aminte. Și după aia s-a adus pe Rădulescu și s-a încercat la promovare, după un an. Și am promovat. Vorstică Rădulescu în divizia B. Eram și capitanul echipei. Cum era atmosfera? Era felul următor. Cu serviciu nu se punea problemă. Eram toți uniți. Eram ca frații. Când era ziua cuiva, mergeam toți. Când era un botez, sau indiferent cum era, eram toți. Și Costică Rădulescu era un om deosebit. Era. Făcuse el scandalul cu Dinamo atunci când așa cu Sinăuceanu, cu Florea, că i-a adus, în fine, bătaia. Dar eram toți foarte uniți și mi-aduc aminte, nu știu cine a fost o problemă, sora unui jucător care trebuia să donație de sânge, nu știu ce, nu mai țin minte. Și toți am mers și am donat sânge pentru ea. Adică așa de uniți, eram toți, eram la serviciu, n-am avut treabă. 18 ani cât am fost angajat la Texela, n-am fost nicio zi, așa era. Primul secretar dădea ordin, colonelul Hulubaș, șeful securității care se ocupa și cu toți avea, erau patru inși de la securitate, locotenesc, inclusiv Clivers, care are nevoie soția de un serviciu, ai cu tare o problemă, te duci de o butelie, te duci la director. Erau niște, aveam primii de joc, aveam în divizia B, când am terminat locul 3, am avut nemaipomeni. Primii foarte mari, ordine la primul secretar, ferul vechi, să meargă la fiecare întreprindere, nu știu cât, ce sumi dădeau, nu știu cum, și mergeau banii la Ugira, la UCA, cantonamente acolo, și acolo scoteau lichidități, așa era timpul de atunci. Mergeam fiecare, că mai eram fumători, luam un cartuș de Kent, luam ceva, Notanea, Mihaișcu, erau vremuri foarte frumoase, primei de joc, aveam și primul de la Federație. Era așa, la un gol diferent, la un gol dacă băteam era 320 de lei, după aceea creștea câte 80 de lei, dar aveam primă neagră, bani negri. Câștigam în jur de 11.000 de lei, cam așa pe lună. Când spunea primul secretar, eu câștig 9.000 și ceva și voi 11.000. În cuvântul meu, așa erați. Și atunci când au fost, noi intram în zic, ia atunci, dacă eram. Și nu vreau să spun, ne-a chemat cineva și ne-a spus, domnule, situația economică a județului Botoșani mai mult, Nu o să putem ține o echipă divizia. Clar, asta era clar, na, nu o să putea ține. Era Iașu, era Bacău, era... Nu avem. Penultima etapă am jucat la Farul. Și ne-au bătut Farul cu 2-1 în prelungire. Și am intrat în divizia. Mai revenim puțin la momente mai picante, așa, din cariera ta. Da. Cum să spun, era... Noi am început pledoaria pentru sănătate, da, prin sport. Da, dar și fotbalul aduna, era un fenomen care pe ansamblu, și de asta am pomenit mai întâi cum arăta stadionul și cum trebuie să fie în preocuparea, zic eu, cu titlul de sugestie, celor care vor face îmbunătățiri, să spunem, stadionului municipal, mai există suficient teren în jur și pentru alte
amenajări, adică să nu mergem doar pe calea performanței, sigur, aici a făcutul banilor din sport, are legile sale, nu încape vorbă, dar să ne gândim, repet, la latura sportivă propriu-zisă și nu numai decât la această performanță care are, repet, legile ei. Ne întoarcem la povești frumoase. Da. O poveste nemaipomenită. A fost ani și ani unde eram, de acum aveam vreo 20 ceva, vreo 24 de ani. Aduce un antrenor, Stadele, bâlbâit. Nu știu, pe la Motru, în fine, colibam. Și îmi spune mie directorul de la textil, băi, tutule, are special la categorie, nu știu, văd și eu la față cum arată, Gordoș era. Dar nu știu cum e să-l văd și eu. Și mă duc și fac și eu, zic, domnul director Gordoș, domnul antrenor Tadeu, de-al mă numesc sta, antrenorul. Și cum stăm unde? Și îi spune lui, ăsta cum îl cheamă, lui primarul, era mare, nu știu cine era, dar o altă problemă. Plecam în Polonia. Și la un moment dat a plecat cu noi Iliuță, domnul Iliuță și domnul Marin. Și ei cam se mâncau între ei. Și am făcut un antrenament și am făcut două echipe așa. Și Iliuță era cu apărătorii, era mai înalt. Și face, măi, frate, spune mie, băi, tu pe ăștia când joci fotbal îi rupi? Și zic, da, astfel rup și-o pe Marin. Băi, și n-au venit încătat în spital două zile acolo. Da, noi am stat vreo noi, l-au stat două zile, l-au rupt. Și n-au vorbit ani de zile, am înțeles după aia. Nu pot să nu mi-aduc aminte de transferul Vasilii Iepure la Galați. Dacă știi de desubt. Cu tabla, un vagon de tablă costat de la combinatul siderurgic, tablă care au ajuns și au făcut acoperișul la teatru Mihai Eminescu din Botoșani. Și același personaj, Iliuță, de care pomenești tu acum, n-ajungea tabla pentru un acoperiș în toată regula, într-un fel, și au făcut cu pante inverse, care au mers până la reabilitarea de acum. În clipa în care început să-i să fie un nume, așa, te-a luat în armată. Mi-a plăcut povestea. Da. Atunci când m-a luat, da. Eram în 1971. Am jucat cu Vatra Dornă aici. Mești frumos și îmi dă unul peste picioare, riposez, mă dau afară arbitru. Prima dată când a venit colonelul Avram Șelu Garizoane la meci. Că atunci se dea imediat în sportul popular, Mercuri, sau Mars, le dea câte etape ți-o dat, nu știu ce. Dacă ai luat o etapă, pleci, Mercuri pleacă, puteam să făgărășeam ăștia. Mai erau 60. La pleci. Armată. Da, adică să te... La cupă, la căpățâneni. Să te încorporeze? Nu, eram militar aici, eu. Cu detașat acolo. Unitatea noastră avea militari care erau pe lângă ăștia de genul, de la Râmnicu cu Vâlcea, chiar aveau lucrarea. Transfăgărășeam. Bă, frate, știu că încolo, m-am dus la unitate, nu aveam valiză din lemn să mă duc, am plecat cu ăștia, cu trenul, am făcut vreo două zile. Aoleu, și m-am dus acolo, n-am avut să fac. Ăștia nebunit, au încercat atunci prin generalul Ionel, în chestie cu tare, era complicat, nu-l găsea pe Ionel, în fine. I-am uitat cum îl chema urul de-a lui. Păi și am stat până ianuarie, după vreo două luni de armată, au venit ăștia de la... Am zveci ziar, am aici, au venit ăștia și m-au filmat și cu tare, cum munceam acolo de-aia la Târnăcop. Și încă pe patru inși, m-au ridicat în slăt, dar încă o chestie acolo, pe noi ne plătea soldații. Știi ce câștigam? Câte un știor câștigam. Soldații în termen. Da. Ne plăteam nemaipomenit. Era unul Dodu, șeful nostru la cumpăra cu pățile și popa era care... Nu mai spun, eram la coada lacului Vidraru, unde era, acolo eram noi, aveam. Și am stat și mă, așa, cum la unitate, când au văzut ăștia, că au primit ziarul ăla, că se primea pentru coate, care, băi, dar ăsta de la noi, torniți-vă, frate. Și m-au dus înapoi, în ianuarie. Așa e, cu nouă, reluat. Da, niște chestii care erau picante, așa, știu, mi-au plăcut. Cu o grămadă de antrenori pe aici. Da. Antrenori unul dintre cei mai buni antrenori, Costică Rădulescu, Silviu Avram. Ăștia doi care au fost, care au jucat de divizie, au jucat la nivel înalt, au antrenat la nivel... Erau, apropo că am pomenit de antrenori și de jucători,
Și o altă idee peste care vreau să apăs o clipă, să spun eu ce mă doare. Mă rog, am sesizat și eu ca un comentator și eram de vreme aceea. Era unul de cei mai buni ale. Echipa ținea vreo 7-8 ani, oarecum în aceeași alcătuire, cu vreo 8-6 jucători de bază. Structura, în toamnă, Mircea Colibaba aducea niște jucători, spuneau ăștia în râs că ia de pe peronul Gării de Nord, dar care fuseseră nume în fotbalul românesc, jucam în divizia, jucam nu știu ce, și era, cum să spun, sarea și piperul pe care o servea publicului. La vreme de asta, dar, repet, era această chestiune a unei stabilități constante, adică nu putea coborâ, se iubeau defecțiuni, se iubeau mici șopârlițe făcute cu bună știință, dar una peste alta, cum să spun, privesc și acum spre gazon și mi-aduc aminte niște deposedări de astea în care se erau brazde întregi, așa. Publicul era convins că, deși echipa, hai să zic, o lua bătaie, dar băieți au luptat admirabil, ai văzut, sărea iarba, făceau, se duceau cu toată inima, era devotamentul ăsta teribil, era această legătură emoțională, era un fel de spectacol, hai să zic așa, mai romantic. Da. Acum ai băgat mingea în poartă, asta e, scris pe tabelă, un gol mai mult, totul s-a încheiat într-un fel. Știi cum era cu Gara de Nord? Colibaba l-avea pe unul Iorga la Federație. Bun. La legitimări, nu știu ce era ăla. El aranja promoții onoare, era în București. Campionatul de promoție și onoare. El aștea 2, 3, 4 jucători și spunea, vreți să mergi la Botoșan pentru copii, tu vă asigură transportul, cazarea, dacă eventual veniți înapoi. Mâine pleacă trenul din Gara de Nord la ora 11. Asta era ce zic. Și venea odată, spunea cu Lubaba, erau vreo 20, băi, n-avem bani de tren să le dau. Să ne scot bilete. Pe cuvântul meu, dacă asta era realitatea. Și din ăștia 3-4 rămâneau. Odată mi-aduc aminte, asta chiar îi ficam râs. Noi eram la Maria, la hotel, mâncam de la în fața acolo, unde era Nea Mihai, unde serveau. Bă, și când am intrat, noi chiar am vreo câțiva la masă, era plin acolo numai cu fotbaliști. Mâncau. Și la masă m-am pus, era un loc liber, unul îl chema, nu știu cum, de prin Ardeal. Și l-am întrebat, dar ești fotbal, că aveai și chelie. Da, dar n-am jucat vreo 6 ani. Uite, nu, niște... Și o vezi și Ion Bordeanu, era ca chestia asta mișto, cartariul l-a luat pe ăsta, nu mai zis nimic. Sunt niște chestii și au rămas aduce vreo 4 linși foarte buni. Dar ăia care au fost aduși chiar așa, au fost un Dudea, un Tică, au avut o carte de vizită, au jucat prin divizia B. Mircea State, sigur că ăștia, pace. Da, au venit, care au venit așa, știi, care de acum aveau un nume, nu... Da. Dar asta chiar, acum, public, n-a fost la noi antrenor de la Bacău. Eu eram cu Mănăstirii la Mare. Noi primim clubul la Mare și am venit, când am venit înapoi, ăștia a făcut să antrenament, noi am venit mai târziu. Și făceam la... Redi acolo, unde decolau avioanele alea acolo. Da. Și la un moment dat am mers noi la antrenament, că n-am știut cum e cu public. Și se uite public la noi și face că la Tică. Dumneata, treci la raport. Și raport, domnule. Ieșai în față la el în fiecare zi cu altul. Sunt jucătorul Tică Constantin. Cu un efectiv de cutare prezent, nu știu. Hai, da, domnule. Început să râdă ăștia. Și când i-a zis lui ăsta, lui... Colibaba. Așa au spus, uite mă că ăsta e nebun. Și au mai stălut puțin și au dat afară. Nu, era un dileman, era. Ne punea să faci niște chestii, să facem instrucții cu soțiile acasă. Cum instrucții să faci, domnule? Să stai în poziția... Da, da. Era mare fotbalist. Da. Pedagog și ca... Trebuie să știți, discuți cu jucători, nu cu acești. Pomenim din nou. Vremea lui Dobrin, ai prins-o? Cum? Am prins-o, am mai stat puțin și după aia am plecat antrenor, m-a trimis un Lubaș la Săveni. La niște alcoliști acolo, mamă, primul meci cu Romică, era jucat la Rădăuț. Și spun în cantonament că la Săveni era un cămin acolo, făcusește hotel. Da, mă rog, ceva. Era acolo. Și unii, când m-am dus pe la 10 jumate să văd, numai 2 erau din 20. Și unul m-a amenințat că mă lup în două, dacă mă duc acasă la el, uite. Eu bă, tot ăia am plecat frumos, că era comandantul securității din... Uzicot, nu știu cum chema, unul brunet, așa era. Un băiat ăla mă ducea dimineața cu mașina, pleca la serviciu acolo. Și când am văzut, am plecat, salut, nu mai întrebe. M-am dus și am jucat la Metalul cu un an și ceva. Da. Și am scăpat că de ăștia și m-am lăsat.
Asta. Hai să mai, dar da. Spuneam de Dobrin, care era și un caracter deosebit, cu păcatele lui și mai avea, dar... Am văzut acum un comentariu, nu mi-a plăcut deloc, al Ulise Dumitru, referitor la Dobrin cu Mexic. O zi niște chestii, după ani și ani de zile, ori sclerozată, să nu se spune așa ceva, are nevastă, are copil, Dobrin, e mort. A început să spună ce a făcut el, că de ce nu a jucat, că nu știu cum, că s-a aruncat cu capul în bazin la Mexic și... Și tâmpenii, domnule, și nevasta s-a revoltat. Și unii jucători, în generația lui, ce l-au apucat pe Dumitru, să spun așa, Ilie Dumitru. Eu zic așa, un pedagog bun, un băiat din nota 20, Dobrin, glumea cu fiecare jucător, dar nu cu fiecare. Știa cu cine să glumească și știa cu cine să fie mai pezonat în vorbă, în discuție. Mi-a plăcut de el, ca om. Asta era mai mult, așa, cu ochii lui Dobrin, asta era mai mult o fabulație. Era poatina, dar nu era chiar așa. Poveștile din jurul fiecărui remarcabil, tot trebuie să aibă, fiecare să fie înconjurat din aurora din asta. Fie. Dacă vedea aici că era prieten cu ăsta de la, așa de acum, gata, era și piat și... Da. Numai bine! Da, continuăm... Am o discuție cu antrenorul odată. Da. Păi, dar eu cum o zic, domnule, eram copil, de foarte bine. Da. Continuăm, ce crezi că s-ar putea face? Nu mai apar talente în sport, în fotbalul românesc. Hai că discutăm de fotbal. De ce ori de fotbal? Îți sportiv. Minute bune să vezi care e echipa ta. Sunt toți oameni veniți, sunt mai ieftini. Nu se face nimic în școli. Văd eu acum cinste, na, băi, critic, profesor de sport, gimnastică, hai, văd și eu. Da. Atât la ora de sport și le dau 1000 de să joace. Văd eu, doar stau nouă, gine, era asta cum îl cheamă, care juca voi la școala 13, care a murit cu S. Da, Strujan. Vota 20, domnule, știa să fie de educație fizică. Și au fost în... Pe care în timpul nostru, ce profesori erau, mi-aduc aminte. De ăștia tineri, te de așteaptă. Au, ce ceva. Nu, la liceu sportiv, la Dinamo, când trec mereu, mai văd pe acolo că face. Știi cine făcea, cine îmi plăcea? El a fost în poliție, nu știu dacă mai este, făcea cu copiii la Dinamo. Băiatul lui Emilian. Da, mă rog, poate nu știu. Îmi plăcea cu copii, vorbea, oprea jocul, făcea, multam și tăteam, îmi plăcea. Mai făcea cu copiii, că era săracul, nu îmi plăcea de el de Nicușor. Dar era depășit, i-am spus, băi, Nicușor, ești depășit, băi. Nu se mai joacă cu aviația militară și cu... Da. Era depășit, zic, băi, Nicușor. Mă rog, a fost vremea lor. Romică mi-a plăcut. Romică a avut vremea lui... Romică mi-a plăcut. Zică Micofu a avut vremea lui. Da. A spus oameni buni. Da, dar uite, nu vin ăștia care au jucat fotbal într-o mai perioadă pe se văd, așa, nu știu. Da. Nu știu, mai pleacă pe la Dorovoi, mai l-am văzut, mai... Nu știu, ori nu... Ceva nu lipsește. Dacă ne întoarcem și să o potim, cum o păși viața ta? Viața mea? Până la urmă, viața ta a fost fotbalul. Da. Viața ta a fost sportul. Da. Ești sănătos, ai o sumă de ani. Pe cuvântul meu, ultimul control care l-am făcut când jucam fotbal la doctorița Niculescu, la cabinetul medicină sportivă. Da. Am 74 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. După ce m-am retras, am fost angajat. Câți ani ai fost... legat de fotbal. 21 de ani. 21 de ani, deci cum? Niciodată la club, în 21 de ani, vorba aceea, când nu la ființă și doar am stat așa, nu a venit să mă întrebe cineva. Mi-a dat anul trecut cineva un telefon de aici, de la club, să mă duc să-mi dea o invitație la meci. Am văzut. N-am cerut niciodată, decât mă... N-am, mi-a adus odată iepuri, zic, ce mi-a adus? Nu mă, mă, eu îmi plătesc, n-am nevoie. Să-mi creez niște probleme și cu tăi. Sau sunt, când a început, lasă că o să dai de începere, dar n-am nevoie, domnule. Când a jucat la București, când era cineva care era la conducerea al Stelei pe timpuri, când a jucat Steaua cu Farul, mi-aduc aminte, m-a chemat și am dat. Dar o chestie, știi? Da. De aici niciodată. Știi? Da. Dar nu mă interesează. Că de multe ori vin niște, văd niște, dar n-am o treabă, treaba lor, nu mă interesează. Mă cunosc și cu domnule. Da. Nu, cu brânză la fel, odată brânză fugea după mine, sunt deul niște, mă, dar n-am nevoie. Da. M-a întrebat dacă am probleme, cu ce, pentru ce am venit, zic, m-a chemat aici, da?
domnul Brăză, dă-i, domnule, cum era o doamnă aici. Te ne-a avut treabă. Deci ești mulțumit? Ești de acord cu ce am început noi discuția noastră, că sportul până la urmă construiește caractere, construiește categorii. Oameni. Categorii. Dar cine înțelege? Puțin înțeleg lucrul ăsta. Puțin înțeleg. Și puțin care au făcut sport de performanță, au altă mentalitate, nu au luat-o pe căi așa. Mă uit așa chiar, mă refer la noi, și chiar în Botoșan și chiar la nivel național așa. S-au ajuns, s-au făcut. La care marea majoritate a sportivilor de performanță, așa, și după aia au terminat. Au divorțat, au pierdut averile, au făcut, au muncit o viață întreagă, da, și au gândit altfel la urmă. Și la urmă. La bătrâneți au gândit altfel. Poate că ar trebui, am auzit pe la un radio într-o zi și o idee de a fi sprijiniți sportivii care sunt, mă rog, în partea care le aduce bani din, da, carieră, să-i gestioneze mai târziu, ce să facă cu banii aia, să nu-i prevedea. Exact așa vor să facă. Da, da. Gică Popescu, am înțeles, că îți facă o chestie, un fel de sindicat, un fel de... Nu știu ce structură, dar faptul că cineva se gândește și la acești oameni. Până la urmă, deși noi aș fi vrut să discutăm despre folosul sportului în general, nu numai decât la cel de performanță, dar cei care fac sport de performanță, după mine, până la urmă, sunt niște sacrificați pe altarul plăcerilor noastre. Mă gândesc și, eu știu, o minunăție a ieșit Nadia Comăneci și a gestionat, termenul la mod acum, bine cariera mai apoi, dar cei mai mulți, din păcate, în clipa în care n-au mai fost vedete, n-au mai fost în vizibilitate fizică generală, s-au pierdut. Da. S-au pierdut în mărunțișuri. Deci trebuie găsit o cale de mijloc și pe măsura sacrificiilor pe care le-au făcut ei. Poate nu chiar toți sunt știutori în a-și gestiona bine banii în clipa în care vin niște bani din sport. Dar, repet, poate și pentru toată lumea. Crezi că pe pietonal, unde duci tu așa o vreme, sunt de general. Da. Cimbrea, Crivăță, oamenii care trec acolo, oare ar fi mai fericiți dacă ar avea zone din astea unde să meargă mai largi? S-a încercat ceva lângă Parcul Eminescu, de acolo, un spațiu unde să fie. Dar, în general, bunicii să-și vadă nepoții mai în siguranță într-un perimetru sportiv. Nu înțeleg. Da. Parcul Eminescu. Eu stau în Giulești, de când în București, așa? În capătul blocului, Parcul Giulești, ne mai pământ și 6 terenuri. De tenis, de mini-fotbal, de... Permane zi și noapte sunt așa. La noi terenul ăsta care în Parcul Eminescu, aici am fost născut, aici am crescut, așa. Vrea să facă două terenuri acolo de tenis, unul de unde au făcut aia de agrement, așa, de pistă aia. Cel de pistă, de alergare. Vrea să facă ceva. Da, mai e și terenul ăla altul, dar nu știu, parte fără viață. Nu mai știu, frumos, gazonat. Da, da, era un bătrân care a dat grijă de el. Nu știu, cum murit ăla, avea casă acolo. Noi discutăm principiul acum și nu oamenii, deși trebuie și oamenii. Orice domeniu ca să meargă înainte are nevoie de un motor, are nevoie de om care să tragă înainte. Sportul ăsta larg, cu o pereche de tenis, cu un short și un tricou, când sezonul e favorabil, poți face sport. Mă uit la stelele de sport care sunt la școli, toată noaptea se joacă, tenis cu piciorul, vin, nu vreau să... E puțin, nu se face așa ce. Se face așa. Una peste alta, tuturor, cum ești? Încântat de viața asta sportivă, de viața ta care a însemnat în bună măsură viața sportivă. Da. Mă bucur pentru întâlnirea noastră. Exact. Sigur am avea multe de povestit pentru fiecare centimetru aproape din zona asta de aici, cu oameni care au murit de inimă acolo la un 11 metri tras în bară de careva. La un meci de momente care ne puteau duce, iată, avem peluza Ion Bordeanu. Ion Bordeanu, un mare om, îmi spunea... La majoritatea pe el, mi-aduc aminte, era la Steaua atunci, Ticiorșu. Da. El, un internațional militar, ori Viorești, un internațional militar. Și eu stăteam aproape, în Giulești, în plan. Și mă duceam la ea și zic, băi, Ion, e putare, după... O zi da, o zi nu mergeam. După vreo lună și ceva, când vin la Botoșani, în piață cu Victor Perdevari și cu ce să fac? Da. Păi zic, băi, Ioane, ești
Nu te gândești la tăi. Da, nu s-a putut conserva. Deși băieții, ai să citești și tu într-o cărțului pe care ți-am dat-o, băieții au fost nota 10, de nota 10. Așa. Văd în peluza Marian Crudu, parcă revăd acum meciul de la Iași, în care în minutul 90, cred, și vreo câteva secunde am învârtit o minge. Nu, se face nu știu așa când văd, știi, așa? Da. Am învârtit o minge pe lângă bara forții adverse până am băgat-o în poartă. Și de acolo a început să urce cum era Fece Botoșan sau ce era această structură. Mulțumesc că totul e bine, viața. Mi-a părut bine când am văzut. Ne-am mai amintit așa. Mulțumesc celor care în această săptămână a sportului, cel puțin când am filmat noi acest interviu, vor fi alături de noi și de această lume minunată a sportului botoșenesc. Încă o dată mulțumiri și colegilor din compartimentele tehnice care vor prelucra ceea ce am filmat eu, poate în niște planuri prea largi, multă lumină pe alocuri, umbre pe de altă parte, dar acestea au fost condițiile ca să fim și noi cu adevărat în lumea sportivă. Încă o dată mulțumesc. La fel, numai bine. Mi-a părut bine. Chiar mi-a părut bine. Când am mai văzut.